Clipe de groază pentru 16 persoane, dintre care un copil mic, care au rămas blocate luni seara mai multe ore în cabinele telegondolei ce trece pe deasupra municipiului Piatra Neamț. Telegondola s-a oprit în momentul în care a apărut o defecțiune la mecanismul de rulare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, dar și alpiniștii de la Salvamont Piatra Neamț, au fost solicitați să intervină pentru salvarea persoanelor blocate în telegondolă. Pentru a putea fi mai ușor localizați, oamenilor li s-a cerut să-și semnalizeze prezența cu luminile de pe telefoanele mobile. Pompierii au adus mai multe autospeciale, dar și o autoscară, încercarea de a salva persoanele dinăuntru cabinelor, dar aceștia nu au reușit să ajungă până la telegondola suspendată. O persoană blocată în zona stâlpului 2 a fost evacuată prin tragerea manuală a telegondolei la punctul de plecare. În cele din urmă, după mai bine de 3 ore, sistemul a fost repornit și toți cei blocați în cabinele telegondolei au ajuns cu bine la sol. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. O problemă similară a avut loc și în luna iunie, dar atunci sistemul a fost repornit mult mai repede și nu s-a pus problema evacuării turiștilor. Telegondola din Piatra Neamț circulă la o altitudine de 60-70 de metri deasupra orașului și a fost inaugurat acum 11 ani.